Hopa! Fratele mai mare al Dacii Spring. Bună, Rox! Așa. De ce este mașina asta fratele mai mare al Dacii Spring, deși pe siglă scrie Honda? Ei bine, pentru că cei de la Honda au făcut același lucru pe care l-a făcut și alianța Renault-Nissan Mitsubishi. Au luat un model deja existent, Honda HR-V, HR-V Renault Kwid. Ambele sunt modele care sunt fie termice, fie hibride. Le-au dus în China, la Dongfeng, și le-au zis celor de la Dongfeng, au zis necilor, ia faceți și voi o mașină electrică din asta. Și așa a apărut mașina asta, și Dacia Spring, care se vinde și sub alte sigle. A apărut Honda ENS1, ENP1 și ENY1, adică ENY1. Sau, așa cum toată lumea va denumi mașina asta, Honda Anyone, mașina electrică pentru oricine. De ce se numește Y? Pentru că, și nu P sau S, simplu, I vine de la Honda E. Ați văzut Honda E, care apropo se numește Honda Honda E, mașina mea preferată electrică, a fost începutul erei electrice pentru cei de la, pentru japonezii de la Honda, o mașină făcută de ei de la zero. Deci, E-ul a rămas. După aia două puncte, pentru că, na, acum e cu semnele de exclamare, apostrof la SID, semnul exclamare la Volkswagen Up și două puncte la Honda Anyone. Și am mai testat eu una care avea alt semn de punctuație, să-mi spuneți în comentarii care e mașina aia. Bun, N vine de la New, că e mașina nouă, da? Și este această gamă electrică nouă. Și Y-ul vine de la Europe? Nu știu dacă la asta s-au gândit. Și nici nu știu de la ce vine P sau S. Ideea este că depinde de țară. P sau S se vând în China. Ei, și mașina asta este o mașină care se va vinde preponderent pe piața chineză. Nu e neapărat un model cu care să mizeze în Europa foarte mult. Honda merge pe Civic, pe ZR-V, pe HR-V, pe CR-V și așa mai departe. Nici Honda e n-au fost un model pe care japonezii au mizat foarte mult în Europa, deși eu o ador și jur că dacă vreodată îmi iau o electrică de oraș, fac pe dracu' un 4 și mi-au o Honda E, că e genial. Dar asta este versiunea. Când am făcut eu podcastul de la promotor cu Dani Oțil, Dani Oțil a spus în acel podcast că a venit la podcast cu o anumită mașină, cu o Honda, cu Anyone. Și ghiși ce? I-am furat-o lui Dani Oțil și am luat-o și eu. Păi da, de? Doar tu, Dani? Doar tu? Dă-ne și nouă jurnaliștilor acum. Noi trebuie să testăm mașina. Deci, fratele mai mare al Dacia Spring. Este făcută tot de Dongfeng, având la bază o mașină termică, tot făcută electrică de către chinezii de la Dongfeng. Trăiască China. Acum, când tot ziceți, prezinți mașini chineze, totul e făcut în China acum. BMW electric, Mercedes electric, Tesla făcută în China, o să vină și chinezii, MG care e brand britanic, Honda, toate sunt făcute în China acum. Toate. Și pentru că astăzi este duminica Grand Prix-ului Las Vegas, pe care l-a câștigat Red Bull cu motorizare Honda, avem Honda Anyone. Îmi pare rău pentru intro-ul lung, mașini cu Luci Popa începe. Zilele trecute căutam să-mi fac RC la mașină și pur și simplu uitasem numele brokerului. Mi-am zis că trebuie să existe o soluție mai ușoară și din cer mi-a picat aplicația Bolo, prin care mi-am făcut RCA în doar 2 minute cu garanția celui mai bun preț. Cum? Păi este simplu. Nu mai ai intermediar, nu mai dai comision la broker și se folosește de AI, de inteligență artificială. Nu trebuie să bagi tu datele de la buletin și talon manual pentru că ți le scanează telefonul. Bine, dacă vrei să le bagi manual, ai și opțiunea asta, dar e mai simplu așa. O găsești în App Store sau în Google Play și plătești cu Apple Pay sau Google Pay, cele mai tari două invenții făcute vreodată. Așa că fă și tu RCA în doar 2 minute cu Bolo. Aveți link în descriere. Bun, deci ce este Honda Anyone? Este un SUV subcompact de categorie B, similar cu Peugeot 2008, să spunem așa, sau E2008, să spunem așa, pentru că este versiunea electrică, măsoară undeva la 4,3 m, similar cu alte modele din gamă, cu o gardă la sol înaltă, dar nu prea, o să vedem după aceea de ce, făcută electrică de către chinezi. Simplu ca bună ziua. Însă, la mașina asta s-a schimbat platforma, nu mai e platforma aia de Honda FRV, este făcută pe N Architecture F, adică o platformă electrică a celor de la Honda, dar
pe care bănuiesc eu că au făcut-o chinezii, mai mult ca sigur. Hai să vedem ce știe mașina să facă. Deși pe piața globală, hai să o luăm așa pe piața chineză, există mai multe versiuni și de motorizare, și de baterie, și de echipare, noi primim top of the top. Adică, nu știu de ce, în Europa și în special în România, noi primim ele mai dotate versiuni și ele mai puternice din partea celor de la Honda. De ce? Nu știu. Pentru că dacă ar face o versiune de asta mai ieftină, ar fi mult mai ok, dacă e să mă întrebați pe mine. Deci noi avem așa, cel mai puternic motor, 204 cai, avem bateria cea mai mare, o să vorbim despre ea după aceea, în echiparea cea mai tare din parcare, adică Advance. Am observat că pe alte vițe se vând și versiunile mai ieftine, dar la noi se vinde doar Advance-ul, cea mai tare, cu toate dotările. Deci cum o vezi, așa o iei, nu există opționale. Preț cu Rabla, 40.100 de euro cu TVA inclus. Însă mașina vine foarte bine dotată. Garanție 5 ani 100.000 de kilometri, garanție sistem electric motor baterie 8 ani 160.000 de kilometri, pentru că așa este norma europeană, nu ai voie să vinzi o electrică cu o garanție mai mică pentru motor și baterie, iar FRV-ul a primit 4 stele la testele de siguranță Euro NCAP, însă am impresia că Honda Sensing, care este suita de sisteme de asistență de la Honda, a fost îmbunătățită la asta față de HRV, acolo unde HRV-ul a pierdut, adică i-a luat 5 stele dacă avea niște sisteme un pic mai bune, mai atente. Nu știu dacă au fost într-adevăr îmbunătățite, poate să fie aceleași, poate să nu fie, poate să fie altele un pic mai bune. Și atunci mașina asta să primească 5 stele la testele de siguranță Euro NCAP, dar momentan are 4. Acestea sunt detaliile cu privire la preț și garanție și așa mai departe pentru Honda Anyone. Hai să vorbim despre faruri. Avem lumini de zi cu LED, care sunt albe, doar că se fac semnalizări dinamice atunci când semnalizezi. Fază scurtă LED, fază lungă LED, LED-uri cu reflectoare, asta din mijloc e faza lungă, acestea din lateral sunt fazele scurte, sau mă rog, este faza scurtă și aici avem luminile de ceață full LED, băgate aici jos, așa cum regăsim și la Honda HR-V, că tot îmi vine să zic FR-V. Și aici, evident, vedem farul cu lumina de zi tradițională. Ia uitați aici, avem stopurile full LED care arată destul de interesant, cu marșarierul aici, banda LED care unește stopurile la Honda HR-V, avem emblema Honda care desparte banda LED. Revenind, aici avem ceața, semnalizări tot cu LED, reflectoare în jos, dar mi se pare că arată un pic a roboțel, a Transformer, a ceva, deci ăștia sunt ochii, ăsta e nasul și asta e gura, dinții, și aici avem o cicatrice de la un Battle Scar din ăla, Battle Scar Galactica, știți? Gluma aia. Bun, deci așa sunt luminile la Honda E2.NY1. 23 de centimetri ai aici gardă la sol în față sau cu 10, mai precis 9,5 centimetri mai mult decât este garda la sol întreagă a mașinii. Deci e garda la sol doar 135 de mm. Asta vom vedea un pic mai încolo. Acum rămânem în față. Deci 23 de centimetri ca să nu lovești bara față de borduri. Nu este o valoare extraordinară, dar față de, nu știu ce alte mașini am mai testat noi, Mercedes C-Class și alte drăcovenii din astea care nu sunt SUV-uri, nu este neapărat o valoare rea. Dar nu excelează în clasa asta. Am văzut și 25, am văzut și 26, am văzut și 24, pe acolo. Chiar dacă botul pare simplificat față de HR-V, există totuși câteva diferențe și mașina asta e destul de încărcată din punctul ăsta de vedere. Evident, aici avem portul de încărcare. Observăm că mașina are siglă albă. Electricele au sigla albă, hibridele au contur albastru, termicele au sigla normală cromată și Type-R roșu. Așa recunoști o honduță de genul ăsta. Hai să deschidem un pic și portul de încărcare, pentru că are legătură cu ce urmează să vă arăt mai departe. Deschidem de aici, însă observăm că se aprind niște LED-uri aici. Și sunt curios dacă atunci când o încarci, când am încărcat-o încă, urmează să o încarc și o să arătăm chestia asta, dacă se aprind LED-urile de încărcare aici, cum avem, spre exemplu, la Honda E. Mai avem aici inscripția Honda. Apropo, ați văzut în spate literele Honda, nu sigla Honda. Ei bine, toate electricele Honda de acum încolo vor avea sigla albă în față și inscripția Honda în spate. Avem aici o lumină care să te ajute atunci când ai nevoie de ajutor și un detaliu foarte interesant, dacă mașina este încuiată, hai să o încui din, ca să nu mai scot cheia, să o încui din keyless, dacă mașina este încuiată cum este aici, observăm că
se deschide portul de încărcare. Însă trebuie menționat că portul ăsta de încărcare nu se deschide dacă nu ești cu cheia aproape. Eu am cheia aici în buzunar și de asta se deschide. Dacă ești departe, nu se mai deschide portul de încărcare, evident nu trebuie să îți intre toată lumea în mașină. Aici avem camera frontală, mașina are camere 360 de grade și aici avem niște grile pentru răcire. Evident, mai avem și bara asta în două etaje, un pic de crom pe acolo. E destul de simplu, dar destul de încărcat botul acestei mașini. Și aici mai avem niște plastic vopsit într-un grid din ăsta satinat. S-au chinuit. Și există chiar și o culoare nouă, nu mai simte cum se numește, Aqua Topaz, turcoaz, ceva, Aqua Topaz cred că se numește, care arată cum arată detectorul meu de vopsea, o culoare de lansare pentru mașina asta, cea pe care o recomand și eu și cred că Vlad de la atelierul detailing a filmat una de asta în parcare la salonul auto, care era fix cu culoarea asta de lansare. Hai să vedem și grosimea vopselei, fiind o japoneză, 0-10, da? Deci nu e cea mai groasă vopsea. Pe ZRV era 0-15. Spre deosebire de HRV, mai avem aici niște sloturi, da, aerodinamice, care să transmită aerul pe lângă mașină, să reducă presiunea din pasajul roții față. Asta ajută la aerodinamică. Nu știu exact care este coeficientul aerodinamic al mașinii este, că nu l-am găsit, dar poate o să-l găsesc până la finalul zilei. Și mai avem aici scutul de cauciuc. Asta nu e nicio problemă, da? Toate mașinile au câte un scut din ăsta de cauciuc, însă vedeți chestia asta. Mai avem niște elemente de plastic în zona asta, care ai putea spune că sunt apărătoare de noroi, dar nu sunt. Astea sunt niște flapsuri aerodinamice ca să ajute aerodinamica mașinii. Pentru că aici jos avem bateria și se vede, da? Observăm, bateria este lăsată și din acest motiv garda la sola mașinii este destul de joasă. Ei bine, faptul că avem o podea plană, chiar dacă ea este destul de joasă, și faptul că avem elementele aerodinamice acolo, ajută foarte mult la coeficientul aerodinamic al mașinii și o ajută să aibă o autonomie ceva mai mare decât dacă ar fi fost un simplu HRV cu o baterie aruncată acolo. Anyone a păstrat configurația mecanică de la HRV. Înseamnă că avem McPherson în față și punte în spate. Însă există câteva diferențe. Spre exemplu, dacă diametrul de bracaj la HRV e 11 metri, aici e 11,6, este mai mare, iar asta se simte. Nu știu dacă a trebuit să încarce mai mult în compartimentul motor sau are legătură cu bateria, cert este că are diametrul de bracaj un pic mai mare. Jantele sunt pe 18, cu aceeași configurație ca la HRV, 2.5/50/18, dar au alt design și au sigla cu alb, pentru că este un model electric. Pentru că este mai grea cu 300 de kg decât un HRV, are 1750 de kg la gol, mașina are și discuri pe față mai mari, 312 mm ventilate față de 293 la HRV, însă pe spate au rămas aceleași discuri de 282 de mm. Deci au compensat pentru masa suplimentară. Avem și antifonare aici, atât în față cât și în spate și nu știu dacă e doar de la asta sau și de la faptul că avem dita mai bateria sub mașină care te mai izolează puțin de mediul înconjurător, dar mașina asta mi-a scos 60,9 decibel pe traseul meu de test pe decibelmetru la 80 de km la oră sau cu 0,6 decibel mai bine decât Honda ZR-V care a apărut în clipul anterior, care nici aia n-avea o valoare rea. Da, asta este o mașină foarte silențioasă. La ZRV am văzut că ștergătoarele aveau duzele integrate. Aici nu le avem, le avem sub capotă, deci nu în capotă, sub capotă pe elementele astea de plastic, dar nu este nicio problemă pentru că avem degivrare la parbriz aici în zona ștergătoarelor, astfel încât ele să nu înghețe sau să nu rămână înghețate iarna. Deci nu avem încălzire în parbriz peste tot, avem doar aici în zona ștergătoarelor și avem parbriz Honda Laminated care mai absorbe din zgomotele exterioare și îți oferă o experiență la volan ceva mai calmă. Și asemenea lui ZRV, se vede că seria de șasiu începe cu L, semn că mașina asta este made in China. La fel ca și device-ul pe care te uiți tu acum la clipul meu. Observăm că aceste elemente de plastic sunt negru lucios, așa cum am văzut și la ZRV. Nu doar acestea, și oglinda, și aici, chiar dacă mai avem aici două dungi cromate, plus ornamentele de sus, că cele de jos s-au rămas nevopsite. Dar cei de la Honda s-au chinuit să facă mașina asta ceva mai funky, ceva mai drăguț așa, din acest punct de vedere cromatic. Oglinda, așa cum am văzut și la ZRV, e mare, oferă vizibilitate bună, ai LED-ul frumos aici, ai camera laterală în ea, ai oglindă cu protecție împotriva orbirii, din spate când dau ea
pază lungă sau când merg cu farurile dereglate și blind spot-ul. Ce este de remarcat este că Anyone a primit camere 360 în Europa, dar ZRV-ul făcut tot în China, fiind o mașină de clasă mai mare, nu a primit camere 360 de grade. Aceasta este cheia de Honda, e una din cheile mele preferate pentru că imită oarecum o mașină, dar nu mai este numerotată cum era la ZRV. Pe spate avem încuiere, descuiere, călzire și portbagaj. Și dacă vrei să scoți cheia fizică, o scoți simplu, ca bună ziua. Dar este mică cu greutate și încape foarte ușor în buzunarul ăsta de la blugi. Știu bărbații despre ce e vorba. Pe sistemul Honda poți să bagi cheia foarte ușor, adică nu s-au chinuit să ascundă chestia asta. Poți să bagi cheia simplu și să încui, să descui mașina, da? Foarte bine. Hai să vedem dacă se deschid geamurile din cheie. Opa, se deschid. Dar nu coboară de tot, cum nici la ZRV n-au coborât. Și acum ar trebui să și urce. Dar atenție, nu apeși odată, trebuie să odată apeși ca să încui mașina, să se descui și odată ți-a apăsat ca să se închidă geamurile. O surpriză plăcută. Nu că n-aș fi știut asta deja de la HRV, dar ziceam așa. Hai să deschidem ușa care acoperă pragurile, din păcate n-acoperă și bateria aia de aici, care scade garda la sola lui HRV cu 53 de milimetri, adică 5 centimetri. Și măcar intrăm în mașină curați. Hai să vedem cum stă mașina asta la materiale, pentru că cei de la Honda mereu au stat bine la materiale. Bine, mereu. Mult spus mereu. Dar în ultima perioadă au băgat niște super materiale în mașinile lor, inclusiv la Jazz. Da? Hai să vedem. Moale. Moale. Și gândiți-vă că asta e mașină de segment B. Lumina ambientală, dungă cromată. Moale. Din nou, gândește-te că asta e mașină de segment B. Tare. Și aici buzunare mici, dar decupate. Asiatici au boala asta cu buzunarele mici, dar decupate. Și ce am mai observat un lucru în plus este faptul că ușile nu doar că acoperă pragurile, dar acoperă foarte puțin și sub prag și au și cheder acolo sub prag jos, aici, în zona asta. Dar ca să protejeze mai bine caroseria, care se vede că este tratată împotriva coroziunii aici. Se vede, da? Ei bine, mai ai și un cheder care acoperă acel metal. Ce interesant este că avem aici un sticker. Un sticker care ți-l explică în manualul utilizatorului și spune așa. E bine să ții mașina acoperită ca să nu stea la soare, pentru că dacă se ating temperaturi mai mari de 65 de grade ale bateriei cu voltaj între 100 și 500 de volți, pentru că asta e pusă pe mai multe mașini, unde voltajul bateriei diferă, există riscul de damage. Și mai avem aici un pistol de vopsea, nu știu ce vrea să spună, să nu vopsești mașina cât timp e caldă, să nu pui mașina la copt, dar nu să se pune niciodată toată mașina la copt dacă vopsești un element, că nu o să vopsești, vopsești doar caroseria și o bagi după aia în cuptor. Da, aici are legătură cu vopsea sau cu altceva, dacă știe cineva mai multe, poate să-mi spună. Și dacă sunteți curioși ce face QR codul ăsta, este un QR code al lor intern, nu merge să-l scanezi cu telefonul să te ducă la un site, ăsta merge, dar este efectiv chineză, deci nu poți să vezi neapărat ce scrie pe el. Aici ăsta e un cod de-al lor intern, nu e extern. Avem protecție în față și în mod normal, pentru că avem impuls la toate cele patru geamuri, avem și în spate. Iar acum hai să vedem materialele în spate, da? Opa, tare, nu mai e moale. Moale, moale. Tare, lumina ambientală, frumos, dungă cromată, evident, piano black nu dăm. Și ăsta este singurul buzunar care poți să spui doza ta de Red Bull după ce câștigi cursa de Formula 1 din Vegas. Și aici este tare. De ce n-au pus buzunar? Pentru că așa e tradiția la ei. În rest, aceleași chedere ar fi avut loc dacă voiau să mai facă în zona asta, dar nu, s-au gândit ei că în spate îți ajunge buzunarul ăsta de aici și cu suportul de pahar, care e de fapt suport de sticlă sau de doză, pentru că scrie clar, nu pune paharul, pentru că o să ți se verse în timp ce mergi cu mașina. Și asemenea lui ZRV și lui HRV și lui CMC, dacă chiar știți ce e CMC, dacă știți ce e Honda CMC, sunteți tari. Avem cea locul pus așa, da? La buton, ca să nu mai scoți cheia fizică a mașinii. Și, că nu v-am arătat, stai un pic, hai să închidem întâi, închidem ușile. Și asemenea lui HRV, asemenea lui Renault Clio, asemenea lui Alfa Romeo 147 sau Seat Leon, avem mâner aici. Da? Deci dacă ești șofer de Uber cu un Anyone, trebuie să-i spui
pasagerului că mânerul este aici. Ah, și încă o chestie. Cred că mașina asta, review-ul ăsta o să apară înainte să apară noua Dacia Duster, da? Noua Dacia Duster va avea mâner în spate tot așa. Și dacă n-am dreptate, să mă faceți pe mine popă. Și aici avem într-adevăr apărătoare de noroi, iar pâsla asta de antifonare are și niște canale, atât aici cât și aici. Are canale peste tot, astea sunt canale aerodinamice care ajută aerul să treacă ceva mai silențios prin pasajul roții spate. Antenă, eleron al treilea stop de frână, un haion destul de plonjat, de fapt o lunetă destul de plonjată, un ștergător și degivrare specială pentru acel ștergător. Inscripția Honda NE1, mult negru lucios, o dungă cromată și aici jos nu avem niciun pseudodifuzor, niciun nimic. Este un spate destul de curat și destul de ridicat. Adică ai o gardă destul de mare aici. Însă, dacă Harry Potter se va băga cu camera până aici, observăm cum arată bateria. Cam așa arată bateria acestei mașinuțe. Știu că mai sunt și la alte mașini aceste detalii, dar avem senzor de parcare aici în aripă și avem și senzor de parcare în bară. Totodată avem și camera de marșalier aici, care dacă plouă afară se va murdări. Se vede că mașina încă are petele, că Harry Potter n-a spălat mașina bine, are încă petele de la ploaia care a fost ieri. Ce mă, te supărași? Uite, ai lăsat petele, da? Și vedem mânerul de deschidere, dar despre asta o să vorbim la portbagaj în scurt timp. Hai să vă arăt ceva la portbagaj, pentru că am cheia în buzunar, dar mașina este pornită. Mașina e pornită ca să stea Roxana în mașină cu scaunele încălțite, ca să se încălzească, că e frig afară, sunt 6 grade afară sau ceva de genul. Asta afectează și autonomia bateriei, dar despre asta o să vorbim ulterior. Însă, ia fiți atenți aici, cu mașina pornită, și nu la multe mașini se întâmplă chestia asta, cu mașina pornită, portbagajul se deschide din cazacioc, ceea ce e foarte drăguț. Da. Hai să o închidem. Ia, merge și din cazacioc să închizi? Merge. Și avem aici mânerul de deschidere, dar și de încuiere și descuiere al mașinii. Deci avem buton de încuiere și descuiere portbagaj de aici. Mașina bipăie pentru că e motorul pornit și cheia la mine. Dacă e cheia în afara mașinii, bipăie să-ți aducă aminte de acest lucru. Bun, portbagajul are un volum mai mic sau mai mare decât Honda HR-V? E mai mare, pentru că la HR-V bateria se află aici, în zona portbagajului, pentru că avem acele magic seats care îți permit să rabatezi și să intri prin mașină, să pui o bicicletă, un scaun cu rotile sau un obiect ceva mai voluminos. NE1 nu are aceste magic seats și atunci bateria se află în jos, e jos, e jos rău de tot. Și portbagajul este mai mare. Dar cei de la Honda, așa cum au pus și la ZR-V, au pus preșul ăsta cu NE1, cu despărțitoare, tot accesoriul original Honda. O să-l punem frumos aici și o să arătăm portbagajul. Mocheta e ok. Și avem o lățime de 1 metru cu adâncime de 75 de centimetri, cu o margine de încărcare plană și cu o podea aproape plană dacă rabatezi bancheta. Avem un cârlig aici pentru plase, două puncte de ancorare și pentru că avem versiunea Advanced care are și subwoofer, dar nu este un sistem audio de marcă, așa e și la HR-V. Avem aici subwooferul. Dacă n-am fi avut subwooferul, asemenea lui ZR-V, am fi avut vreo 15 litri de portbagaj în plus. Hai să vedem ce ne rezervă podeaua falsă. Încă un spațiu de depozitare cu zăpadă artificială care are și rol de antifonare, cablu și... Ce sunt astea? Păi, am montat deja una, că sunt două. Hai să vă arătăm. Deci, avem plafon panoramic și în față și în spate, dar dacă ai un copil și nu vrei să-l bată soarele, poți să pui această copertină, acest parasolar. Dar la interior o să vorbim și despre plafonul ăsta. Uite ce moale e bancheta, ești nebun la cap. Dar o să vorbim despre plafonul panoramic și când ajungem la interior, pentru că momentan suntem la portbagaj. Dar am vrut să vă arătăm aceste parasolare, care sunt foarte șmechere și foarte ușor de montat. După aceea când le dai jos, clic, da, clic și le-ai scos. Foarte tare! Un detaliu foarte ciudat la mașina asta este că ai acest cârlig, da? Însă, unde îl pui? Aici îl pui și așa o să stea. Culmea este că nu ai nevoie de cârlig ca să stea podeaua falsă, pentru că, după cum putem observa, stă și fără. Dar e bine de știut. Mai avem cablul de încărcare, kit de pană, că nu avem roate de rezervă, etc. Dar destul de deșteaptă mașinuța. Evident, podeaua falsă
poate fi și ea coborâtă, dacă n-ai avea cablurile astea de încărcare și podeaua asta falsă ar putea fi coborâtă ca să mărești spațiul de depozitare și atunci când este pusă, ai podea aproape plană când rabatezi bancheta și nu trebuie, după cum putem vedea, să ai grijă de centură pentru că ea nu va fi prinsă niciodată de scaun. Ia. Bam! Și se ridică foarte ușor. Și hai să vă spun o diferență între HRV, o diferență amuzantă între HRV și Anyone. Anyone-ul are două ISOFIX-uri. Aici, unul acolo, pentru două scaune de copii. HRV-ul are trei. De ce? Pentru că asta e făcută în China. În China nu ai voie să ai mai mult de doi copii. Ha! Și observăm că aici mai avem un despărțitor. Dacă n-ai nevoie de despărțitor, poți să-l scoți foarte simplu și poți să-l transformi în desfăcător de sticlă. Foarte drăguț! Evident, mai avem copertina care se poate scoate de aici, depozita sub podeaua falsă și, evident, mai multe moduri de închidere portbagaj. Sunt curios dacă cu mașina pornită poți să... Nu poți din cheie. Deci cu mașina oprită poți și din cheie, dar altfel nu. Dar poți din cazacioc, poți din buton și butonul are odată funcția de coborâre și odată funcția de urcare. La fel ca și maneta asta de aici. Odată închizi, hop, și odată deschizi. Și acum că am oprit și motorul, am pus portbagajul la loc, l-am făcut, să zicem că ai un bagaj foarte greu, da? Și nu mai poți să mai închizi portbagajul și mai departe. Înainte să iei bagajul, apeși pe butonul acesta cu cheia în buzunar, iei bagajul, care e foarte greu, și pleci să-l duci în casă. Și dacă ai apăsat pe butonul ăla, te depărtezi, mașina recunoaște acest fapt și va închide portbagajul și va încuia mașina. Dacă vă așteptați să găsim aici franc, ghinion. E bine... Este o mașină electrică făcută pe la formă de termică și aici avem doar motorul și alte subansamble. Dar înainte de asta trebuie spus că tot șasiul mașinii a fost oarecum reproiectat față de HRV, chiar dacă în esență caroseria e aceeași, pentru că se folosește oțel de înaltă rezistență. Cam 47% din tot oțelul e oțel de înaltă rezistență, pentru că platforma asta se bazează pe o rigiditate torsională foarte bună și un centru de greutate coborât, dovadă că bateria aia e la 13 cm de sol. Dar să revenim, avem antifonare și una destul de bună față de alte pâsle folosite la alte mașini, dar nu avem amortizor, avem un băț. Iar aici umbli la lichidul de răcire. Nu mai deschidem că se deschide foarte greu, dar este lichidul de răcire acolo. Și avem un motor electric de 204 cai putere și 310 Nm, care pare să fie standardul în industrie, așa, pentru că avem ID3-ul 204 cai, 310 Nm. Avem Corando electric, 204 cai, 310 Nm. Nu știu dacă e același motor, sigur nu e același motor folosit la Volkswagen, dar nu știu dacă e același motor folosit și de SsangYong Corando. O fi, n-o fi, asta poate ne răspunde altcineva, dar nu astăzi. Performanțele sunt destul de bune, 7,6 secunde până la 100 de km pe oră și 160 de km la oră viteză maximă. Tot 204 cai are și Hyundai Kona Electric. De ce spun chestia asta? Este pentru că la Kona Electric și la Kia e-Niro și mai departe, motorul dezvoltă atât de mult cuplu încât pierde tracțiunea pe care de pe loc. Și la semafor, m-am luat cu asta, cu o Kona Electric, aia am vârtit roțile în gol și eu l-am făcut. Sâc, sâc, sâc. Deci, 7,6 până la 100, 160 de viteză maximă. Bateria, pe care ați văzut-o aici, are o capacitate 68,8 kWh brut, dar net este 61,9. Cei de la Honda spun că are o autonomie mixtă de 412 km. Însă, dacă ne uităm la consumul mediu declarat, este 18,2 kWh la 100 de km. Asta înseamnă o autonomie reală de 335 de km. Cam așa am reușit și eu să scot. Dacă mergi liniștit și te folosești și de regenerare, și o să vorbim despre regenerare la... E proba de condus pentru că diferă destul de mult regenerarea față de Honda S, spre exemplu. Atunci poți să scoți undeva la 16 kWh la 100 de km. Dacă mergi tare, cu clima pornită, nu faci rabat de absolut nimic, eu am reușit undeva la 21. Deci cam astea sunt valorile pe care le poți scoate cu mașina asta. Dar o medie așa ar veni 335 de km real dacă afară nu sunt 5 grade cum a fost în perioada asta, să spunem. Încărcarea este simplă. Avem AC la 11 kW și avem DC la 78 de kW. Cu toate că bateria este litiu-ion. Nu este LFP,
care de obicei are încărcarea mai slabă. Deci încărcarea este 78 de kW, se încarcă de la 10 la 80% în 45 de minute și are o curbă de încărcare destul de ok, adică media de la 10 la 80% este de 60 de kW, ceea ce înseamnă că tot bagă destul de mult până la 80%. După aceea, încărcarea va scădea. Când o să mă duc cu mașina la încărcat, o să fac un mic update în ceea ce privește încărcarea, mai ales că acum sunt și temperaturile scăzute. Nu avem, în schimb, la Honda Anyone pompă de căldură. Hai să vorbim. Doar scaunul șoferului este electric. Op, dar la fel ca la ZRV, n-are suport lombar, nu mă deranjează pentru că e fix pe poziția mea. Acum depinde de fiecare. Scaunul îl poți seta să fie destul de sus, are susținere laterală. Putea să aibă mai bună, dar e ok pentru genul ăsta de mașină. Nimeni nu va merge în blană cu mașina asta pe curbe decât eu sau Dani Oțel, care a avut mașina înaintea mea. Pielea este sintetică, este neagră la culorile exterioare alb și roșu, dar dacă ai orice altă culoare, atunci pielea este albă. Asta e o chestie interesantă, o chestie de configurare. Dacă ai albastru sau celelalte culori, pielea va fi albă. Volanul. Volanul și el se reglează manual. Este un volan de Honda, ceea ce înseamnă că este subțire, cu decupaje, cu padele puse exact unde trebuie, reglabil manual. Unele dintre cele mai bune volane la Honda se găsesc. Padelele sunt pentru regenerare, dar sunt mai bune decât multe padele de mașini sport. Avem cusături, avem piano black, butoanele au un click satisfăcător, cu comenzile te înveți foarte repede, manetele n-ai treabă cu ele, au amortizare foarte bună și sunt aproape de degete, deci din punctul ăsta de vedere n-am ce reproșa. Hai să vedem materialele și aici avem tare, la fel ca la HR-V. Tare, moale, dai să vă arăt o chestie. Deci asta este, nu este plastic cusut, chiar e piele sintetică cusută peste plasticul bordului și e moale. Acum, material tare aici, material tare aici, piano black evident, cotiera este deosebit de moale și cam așa sunt materialele. Pe ușă le-ați văzut, aici pe plafon evident avem un plafon normal, nimic neobișnuit. Materialele pentru clasa asta sunt ok. Asamblare solidă, n-ai prea ce să-i ceri, nici ecranul ăsta nu se mișcă, cu toate că este absolut imens, 15,1 inch, dar vom reveni la el mai târziu. Sistemul de sonorizare are 4 boxe, 4 tweetere, o boxă centrală și un subwoofer. Deci în total 10, dar nu are niciun brand cum este Bose la ZRV, spre exemplu. Se aude bine pentru clasa din care face parte, chiar se aude ok. Ar fi mers puțin mai mult bas, dar în rest se aude decent. Bun, spații de depozitare. Ați văzut buzunarele din uși. Aici mai avem un spațiu mic de depozitare în care poți să bagi, spre exemplu, la limită un Nelu Ciocănelu. Apoi, aici avem wireless charging de 15W, deci wireless charging rapid, două suporturi de pahare adânci necapitonate, dar nici n-ai nevoie să fie capitonate pentru că sunt atât de adânci, dar ce se întâmplă dacă ai un espresso sau un pahar mai mic? Asta s-ar putea să fie o problemă, dar uite, poți să bagi aici pahare mai micuțe, ai susținerea asta, dar și doze poți să bagi. E cu dus și întors, știi? Adică unii beau numai sucuri mari, unii beau sucuri mici și așa mai departe. O cotieră capitonată destul de ok ca și dimensiuni, nici prea prea, nici foarte foarte, și un torpedou amortizat, neiluminat, necapitonat, de dimensiuni medii, nici prea prea, nici foarte foarte. Plafonul panoramic, ați văzut că e și în față și în spate și este cu sticlă cu emisivitate redusă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că filtrează 95% din radiațiile infraroșii și 99% din radiațiile ultraviolete. Ce înseamnă asta? Înseamnă că doar 25% din căldura care ar intra în mașină în mod normal cu o sticlă normală intră în mașină. Asta ajută foarte mult vara cu climatizarea. Și ați văzut că în spate avem acele două parasolare care se montează manual. Aici în față avem unul de ăsta care se rulează. Ergonomie. Oglinzi, geamuri, nimic deosebit. Mai avem aici niște butonașe pentru portbagaj, portul de încărcare, SP off, senzor de parcare și înălțimea farurilor. Gurile de ventilație, ele se reglează așa, dar poți să alegi cum să fie difuzat aerul. Deloc, drept sau foarte împrăștiat, așa, în funcție de cum mănânci la KFC, știi, mănânci picant așa, mănânci nepicant e așa și dacă nu mănânci nimic e așa. Un mod nou pe care l-am văzut și la Jazz, cred că și la Jazz, dar la HR-V sigur. Apoi, luminozitatea tabloului de bord o reglezi de la
butonul ăsta, inclusiv pentru sistemul de infotainment, butonul de start este aici, butoanele de pe volan, foarte logice, te înveți ușor cu ele. Wireless charging USB-A și USB-C, priză de 12V, schimbătorul de viteze îl avem frumos aici pe butoane, în stilul modelelor hibride ale celor de la Honda. Modurile de rulare Eco, normal și sport, e de fapt Econ, nu e Eco. Aici trebuia să fie butonul pentru One Pedal Drive. Dar nu e. Sunt curios de ce. Sunt curios dacă pe versiunile de China este. Până de parcare electrică, brake hold și butonul pentru parcarea automată. Și de aici se deschide cotiera, de aici ai luminile, butonul de SOS. Nu ai lucruri foarte neergonomice. Ai mânere la toate cele patru buzunarele și centuri de siguranță reglabile pe înălțime, așa cum ar trebui să fie la o mașină. Oglinda este electrocromă. Din punct de vedere ergonomic, până să ajungem la dita mai tableta asta, mașina stă bine. Stă bine. E un HRV cu alt tablou de bord, alt sistem de infotainment și nu are butoane fizice pentru climatizare. Dacă dai mai tare tabloul de bord și luminile ambientale devin mai bright, dar și butonul de power, că mașina e pornită acum, devine și el mai bright. Un detaliu drăguț. Și aici avem tabloul de bord, unde poți selecta, spre exemplu, consumul. Da? O să arătăm imediat ce face fiecare. Sistemele de asistență mașina. Dacă dai flash, apropo, asta e ca la ZRV, dacă dai flash și ai farurile stinse, se dă flash doar cu fază lungă, nu și cu fază scurtă. Honda are chestia asta. Viteză, indicator de viteză, aici înseamnă că poți să mergi la alte mașini, ai ready, tempomatul, procentajul, autonomia și dacă oprim climatizarea, observăm că crește autonomia destul de mult. Neavând pompă de căldură, la un plin pierzi cam 80 de kilometri, de 70-80 de kilometri de autonomie dacă pornești climatizarea. Centuri de siguranță, frână de parcare și mai departe. Și acum poți să alegi speed and time, adică viteza medie și cât ai mers cu mașina, audio, telefon, navigație, speed alarm, adică avertizor dacă depășești limita de viteză, atenția șoferului, centuri de siguranță, safety support, adică sistemele de asistență, no content, informații, no current information, instrument display settings, aici sunt setările, dacă vrei să intri la setările instrumentelor și din nou la energie. Un tablou de bord cu rezoluție bună, luminozitate bună, dacă semnalizezi, semnalizează și mașina, dacă pui frână, pune frână și mașinuța, dacă dai flash-uri și dacă pornești farurile la fel. Acesta este sistemul de infotainment și o să luăm pe părți, pentru că este împărțit ecranul ăsta de 15,1 inch în mai multe părți. Recunosc, mi-ar fi plăcut să fie Apple CarPlay pe tot. Vă dați seama cum ar fi arătat un Apple CarPlay vertical pe 15,1 inch, adică dacă tu plecai la mare, vedeai destinația, știi, pe harta de la Waze. O chestie interesantă. Deci Apple CarPlay-ul merge bine, n-ai nicio problemă, iconițele sunt mari, sunt mai iconoaiele, dar o chestie, știți cine are Apple CarPlay? Uite, fie, pac, 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 trebuie să aștepți să răspundă. Dacă îi dai pe back, răspunde mai repede. Asta e foarte tare. Sunt curios de ce nu merge de la asta. Dar orice Apple CarPlay, dacă dai așa, nu răspunde de repede. Dacă dai back pe asta, răspunde genial. Bun. Navigation, dacă vrei navigația mașinii. Apple CarPlay. Plus Search Station, evident, dacă vrei să cauți. Dar toată lumea folosește PlugShare sau are aplicația de încărcare. Nu ai nevoie de chestia asta neapărat. Apoi, camerele 360 de grade cu o rezoluție bună. Observăm că nu sunt chiar seara, cel puțin nu au aceeași colorizare toate, dar nu e problemă. Și aici camerele laterale. Ia, dăm în spate, observăm și indicații dinamice, observăm și unghiul mai wide, observăm, anul ăsta e rear cross traffic alert, nu trebuie dezactivat. Dăm înapoi, dăm iar în park și cam astea sunt unghiurile de cameră. Și aici luminozitatea display-ului, dacă ai nevoie de așa ceva. Hai să dăm back, dăm înapoi la Apple CarPlay. Acum hai să trecem la partea a doua a sistemului de infotainment cu home. Ăsta este home. Dai back, evident te aduce înapoi. Volum, deși poți să selectezi volumul și de pe volan, merge cu swipe, nu merge cu swipe. Audio, dacă vrei să oprești cu totul audio, nu doar să dai pe mut, dar nu, ăsta este mutul de fapt și sursa audio o ai aici. Dăm înapoi și avem așa, toate aplicațiile, de fapt te duce pe pagina cealaltă. A, nu, te duci aici, le ai pe toate, ca să nu mai ai widget-urile astea, le ai pe toate. Apoi telefon, FM, Bluetooth, EV menu,
Și aici ai setările pentru încărcare, pre-încălzire, prerăcire și așa mai departe, climatizare, power flow-ul. Dar dacă o punem în drive, îți arată curent drive-ul, exact ca la Honda e. Și îți arată câți kilometri pierzi de autonomie. Vezi? 32 pierzi dacă folosești ventilatorul. Și culmea, dacă oprești aerul condiționat, ai aceeași valoare. Nu e nicio diferență. Deși eu cred că în mers există totuși o diferență. Aici ai trip computerul pe care l-ai și în partea cealaltă. Da, trip A, trip B. Ăsta este. Mașina a stat toată ziua cu motorul pornit. Deci a crescut consumul, evident. Setări generale. Sound, display, camera și așa mai departe. Bass treble și toate cele. Le setezi frumos de aici. Răspunde foarte bine sistemul. Răspunde mai bine ca la Honda S. Semn că au îmbunătățit procesorul sau au făcut un update de soft ca să îmbunătățească chestia asta. Plus că la Honda e mergeam un picuț mai greu pentru că n-aveai un singur display, aveai două display-uri, probabil din cauza asta. Setările de cameră, multi-view camera, cross traffic monitor și așa mai departe. Wi-Fi hotspot, system updates over the air, USB, mesaje, owners manual. Da, simplu ca bună ziua. Și acum hai să trecem la al treilea meniu, care este meniul de climatizare cu scaunele încălzite. De aici selectezi unde să se ducă aerul, auto dacă vrei, ventilatorul, on-off, setările pentru heated mode eco. Așa, heated mode will adjust the cabin temperature with seat heaters automatically turning on, așa. Deci în funcție de cum consideră mașina, poți să-i dai on sau off la chestia asta, să-ți activeze scaunele încălzite și climatizarea cum, după cum crede mașina, astfel încât să economisească mai multă baterie. Și sunt curios dacă mergem aici la power flow, plus 32 de kilometri pierdem și trecem la heated mode eco, îi dăm on, dar se presupune că pe termen lung ar face o diferență. Recirculare, scaun încălzit și pentru Harry Potter, nu doar pentru mine. Și cam aici avem meniurile. Totodată aici avem avariile, încălzirea, de fapt dezaburirea frontală și dezaburirea spate, care include și oglinzile laterale. Și la multe mașini asiatice, cred că am văzut și vreo două europene, Skoda sau ceva, nu mai țin minte exact, la care se întâmplă chestia asta. Dar în general la mașinile asiatice se întâmplă chestia asta. Și uite unde excelează mașina asta. Chiar dacă nu mai avem celebrele Magic Seats de la HRV, nu mi-aduc aminte, dar cred că așa. Uitați-vă cât de moale este bancheta asta, deci este efectiv o canapea. Uite, uite, cât de ușor, nici măcar nu apăs, cât de moale este pernuța. E o mare diferență față de scaunele din față, este incredibil. Scaunul ăsta este dat la maximum în spate, la maximum în spate și uite cât loc este, Dumnezeule. Și ai și buzunare mari, aici ați văzut buzunarele, luminile ambientale, avem mânere și cârlige. Aici în centru, aici e tare, nu știu de ce, dar aici e tare. Îmi place că avem podea plană, aici nu te incomodează nimic. Avem un spațiu de depozitare aici cu portofelul meu, două USB-C-uri prin care mi-am încarcat eu chestiile, guri de ventilație, ISOFIX-uri, două, nu trei, și avem aici suporturi de pahare. Dar uite, nu avem amortizor la asta, știi? Avantajul e că se urcă repede, dar asta e bancheta mea oficial, noua mea banchetă preferată. Uite cât loc am, asta o dată cu scaunul la maximum în spate, stau ca șeful în spate. Și am cam tot ce-mi trebuie, în afară de o banchetă încălzită, dar na, asta e moft. Și la fondul panoramic ați văzut parasolarul mai devreme. Nu îmi vine să cred cât de bine stau aici. Nu, nu, efectiv nu îmi vine, efectiv nu. Cu scaunul dat la maximum în spate. Nu este la maximum în față, dar uite. Efectiv, da. Și e crossover de clasă mică. Crossover de clasă mică. Și jazzul e mare în spate. A găsit un loc de parcare. Am apăsat pe el. Press the brake and hold the button. Și acum, Dumnezeu cu mila. The car is moving forward. Apply the brake. Ok. În față vine un biciclist. În față vine altă mașină. Ok. Din nou. Și acum dă cu spatele. Observăm aici unde vrea să o bage. Noi trebuie să fim cu piciorul pe frână pregătit să nu se întâmple ceva. S-a oprit. O să o dea în față, dar e un Golf 4 cu farurile legate prost în față. Parking operation because the accelerator pressure. Apply the brake. Resume.
Ok, deci nu trebuie să apeși accelerația de nicio culoare. Ok. Și acum cu spatele. Decent, decent. A parcat-o drept. A dreptat roțile, dar a rămas volanul un pic strâmb. Nu e mare scofală. A parcat foarte bine. Hai să mergem cu anyone. Mergem cu oricine. Poziția la volan înăltuță, îmi place, stau bine, nu mă deranjează ceva anume, pot să selectez să fie și jos, stânga, dreapta, oglinzile sunt bune, în spate vizibilitatea e oarecum ok, m-a atenționat că am atins banda, se dezactivează și asta de undeva, dar n-am apucat eu să o dezactivez, farurile foarte bune, lumina este efectiv ca o pătură pe asfalt, nu are nici pic de penumbră. E faza lungă automată acum, s-a dezactivat că a venit următoarea mașină. După cum am spus, mașina e destul de silențioasă, 60,9 decibel pe traseul meu de test pe decibelmetru la 80 de km pe oră. Și hai să vedem cum merge. Suntem pe Eco acum, da? Îi dăm, și uite, 204 cai, asta e pe Eco, ușor. Uite, a pornit faza lungă automată, să vedem cum merg și farurile. Regenerare normală. Și acum, spuneam că există o diferență de regenerare între asta și Honda e. Avem 3 trepte de regenerare. Nu avem trepte suplimentare de regenerare cum avem la Honda e, pentru că nu avem butonul ăla de one pedal drive în care mai aveam încă 4 trepte de regenerare. Nu avem one pedal, mașina nu se oprește. Și în momentul în care ai accelerat, o să dispară la un moment dat cele trei săgeți de acolo. Semn că avem regenerarea normală. Nu avem nici coasting, nici one pedal drive. Avem un mild regeneration, așa. Deci cam asta e. Nu avem pedală de kickdown, dar când îi dăm, mașina se duce. Are 204 cai. N-ai cum să spui că e lentă mașina pe 204 cai putere, chiar și pe Eco. Acum trecem pe normal. Uite, se simte deja diferența și regenerarea nu mi se pare că e mai strong. Ce bine stă pe curbe. Dar o să vedem un pic mai târziu. Și pe sport acum, s-a făcut totul roșu. Ia, păza. Uite ce răspunde. Ce repede răspunde. Dar în blană răspund toate la fel. Diferă doar atunci când puțin, pe sport ai regenerare doar manuală. Da, pe sport regenerarea este manuală și o selectezi tu. Dar tot nu mi se pare că e mai strong. Deci pe sport regenerarea e exact cum vrei, ca atunci când iei tu piciorul de pe pedală, dacă vrei să ai regenerare maximă, poți avea acest lucru, că atunci când iei dintr-un viraj, înainte să apeși tu frâna, mașina deja să încarce puntea față regenerând. Deci e interesantă chestia asta. Cred că și la Honda era la fel, dacă nu mă înșel. Dar într-adevăr, ai un răspuns la pedală ceva mai bun. În blană mașina merge la fel. E rapid, adică n-ai ce să îi reproșezi la capitolul putere, trasă și așa mai departe. La frânare, pedala este una dintre cele mai bune, pentru că trecerea de la regenerare la frână fizică e una dintre cele mai line, smooth, fără să simți că se face trecerea asta. Și din punctul ăsta de vedere îmi place. Și frânarea este stabilă. Mașina are acum anvelope de iarnă Vredestein. Nu o să facem frânare de urgență acum, dar frânează bine și de urgență. Fiind o mașină electrică micuță, nu e așa de grea precum alte modele electrice, adică nu se apropie de 2 tone. Are 1750 de kg la gol. Și asta înseamnă că e destul de stabilă pe frânare și menține trasa destul de drept. Acum, dacă este ud pe jos și cu anvelopele astea și vrei să pleci mai tare, mașina va încerca să piardă aderența, ia. Dar acum nu mai aud. Vezi? Mașină cu tracțiune față, cu anvelope de iarnă pe un asfalt destul de ud. Ce e ciudat este că nu simți viteza în mașina asta. Te izolează bine din punct de vedere fonic și mașina are o setare destul de moale a suspensiei și filtrează denivelările bine și silențios, nu foarte zgomotos, te izolează destul de bine. Vei avea un pic de torque steering la ieșirile din viraje, ceea ce e destul de interesant, dar asta pe ud cu anvelopele de
de iarnă pe sport, dar dacă o treci pe eco nu vei mai avea problema asta. Suspensia e bine setată, adică nu e mai, sau poate e mai rigidă decât la un HRV, dar nu cu mult, și nu pare că ajungi la capătul cursei suspensiei atunci când te lovești de niște denivelări scurte. Nu, cumva au reușit să o facă bine din punctul ăsta de vedere. Pe denivelările lungi mașina mai plutește așa, similar cum făcea ZRV-ul spre exemplu, dar într-adevăr e un pic mai mai fermă pe denivelări lungi, mai moale pe denivelări scurte decât ZRV-ul, știi? Așa pe trasă direcția e destul de rapidă și ea vrea să te scoată așa pe sport din orice încurcătură. Având cuplul ăsta mare, ea vrea să tragă drept dacă accelerezi prea tare dintr-un viraj, da? Poți să mergi pe sport, pe eco și să nu mai se întâmple chestia asta. Aia e nervoasă, adică e... Bă, zici că e Typer. Chiar zici că e Typer. Ce interesant este că la mașina asta, tot ceea ce înseamnă motor invertor și transmisie, toate sunt în aceeași carcasă. Așa cum am regăsit și la alte modele electrice, se vede că a fost gândit din start. Dar nu are un diferențial cu alunecare limitată pe față. Nu e o mașină care să pună accent pe dinamica asta pe viraje. Chiar nu e, deloc. Și nici nu trebuie modul sport. Ba chiar pe modul eco poți să dozezi accelerația un pic mai bine. Se vede că nu e neapărat forțată accelerația, dar nu pare să fie în elementul ei când e pe sport, pentru că ai răspunsul ăsta prea brusc. Uite. E foarte ok pe denivelări. Nu pare că lovești speed bump-ul ăla, pare că treci așa un pic peste el. Ceea ce se întâmplă, dar la altele simți că tung lovești în acele denivelări. Ia să vedem. Și așa pe eco. Uite, mașina virează. Ruliul nu e foarte mare, pentru că, din nou, avem bateria aia foarte aproape de asfalt și centrul de greutate este foarte coborât. Și din punctul ăsta de vedere, Any1-ul ăsta e destul de plăcut la condus. Adică poți să-l pui pe trasă cam cum ai voie și cum vrei și după aia poți să ieși ușor din viraj dacă nu ești pe modul sport, fără să ai sentimentul ăla că roțile vor să rupă puntea și să tragă drept. Văzureți acolo, nu știu dacă văzureți, era limită 300 la oră pe indicatorul ăla. Și cam asta este Honda Any1. E plăcută la condus, așa cum sunt majoritatea Hondelor, cu poziție la volan bună, silențioasă și amortizare bună. Evident, multora nu o să le placă prețul, dar fiecare mașină vine cu bune și cu rele. Bun, hai să vedem. Pilotul automat adaptiv, cu menținere de bandă. Până acum a virat bine, a păstrat distanța bine. Dacă vrei ca frânarea să fie cât mai smooth, recomand distanța cea mai mare, îți spune. Ia să vedem. E rezistiv, nu e capacitiv. Ting, 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 ting. Hai să vedem ce se întâmplă. Urlă. Și s-a dezactivat. Gata. Și acum frânează, gata. Dar după ce ai preluat controlul, revine la loc. Nu revine pilotul la loc, revine asistentul de bandă la loc. Și acum mai dau resume și am revenit. Și acum, hai să vă spun o fază. De ce sunt mai multe distanțe la pilotul automat? Că el poate să păstreze distanța, să frâneze și de urgență dacă este nevoie, dacă se întâmplă să frâneze o mașină brusc în față. Dar pentru că mai sunt persoane bătrâne care nu au încredere în astfel de sisteme și se sperie și apasă pe frână, au făcut distanțele acestea mai mari, astfel încât să nu se mai sperie persoanele bătrâne. Și cam mai se termină episodul nostru cu Honda Any1, fratele mai mare al Daciei Spring. Știți cum e rețeta asta cu mașinile tradiționale duse în China pentru a fi făcute electrice? Ai toată proiectarea Honda și după aia vin chinezii și bagă sistemul de propulsie. Adică Dacia Spring o fi făcută în China, dar caroseria e de Renault Kwid,
La fel cum asta este de Honda HR-V. Ceea ce înseamnă că you get the best of both worlds. Nu știu dacă la Dacia Spring e valabilă, dar dacă vreți să vedeți un Renault Kwid, e exact ca o Dacia Spring, numai că termică. Nu e ca și când au făcut chinezii o mașină electrică mai proastă decât era Kwid-ul termic. Nu! Pur și simplu, Spring-ul este varianta electrică de la Renault Kwid, așa cum asta este varianta electrică făcută pe platforma asta nouă, pe care Honda vrea să construiască 30 de mașini electrice până în 2030, doar că ei se ocupă de proiectarea mașinii și chinezii se ocupă de sistemul de propulsie, motor, baterie, încărcare, pompă de căldură, climatizare și așa mai departe. Gata, am încheiat. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare, avem giveaway-uri, avem în descriere multe, multe link-uri. Ne vedem data viitoare. V-am pupat. Ciao! Apropo, ăsta e Anyone la vânzare la Aro. Sau mă rog, atunci o să vină primele versiuni. Asta e prima din România. Momentan singură. Deci dacă o face cineva praf, nu o să mai fie niciuna. Se știe istoria cu meu cu Hondele. Am lovit o mașină de presă și aia a fost Honda. Să sperăm, și aia a fost și electric. Să sperăm că nu o să mai fie cazul. Hai, vă pup!